Dragile mele, vă salut și bine v-am regăsit din nou pe canalul meu de YouTube. Deci astăzi ne regăsim din nou pentru un model de invitație și precum vedeți, eu tot am rămas cu același text și cu aceeași foaie velum, cu acest motiv de bujor și practic în jur am aceleași materiale care le-am folosit în primul video, un video precedent. Bineînțeles că linkul o să vă las în descrierea acestui video. Și deci, dragile mele, eu vreau să vă arăt creând aceste trei video și bineînțeles că în fiecare video am folosit aceeași invitație, aceeași foaie velum, numai că bine am înțeles că am schimbat accesoriile. La primul am folosit ștampile, la al doilea am folosit panglică și la acesta bineînțeles că o să adaug alte accesorii și ca să obțin o invitație total diferită, chiar dacă am același text, am aceeași foaie velum, dar o să vedeți la final o să fie o invitație total diferită și bineînțeles că materialele care le folosesc eu nu sunt standarde, cum îmi spun mereu, toate se schimbă și eu astăzi o să vă arăt cum, având același text, având aceeași foaie velum, putem să obținem la final o invitație frumoasă și unică. Și deci vreau să vă arăt, precum ați văzut, am aceeași text, aceeași foaie velum, aurul, care e imitația de aur, bucățelele astea mele și această ștampilă de culoare cafenie, albă, roză, roșie, roz mai închis. O să folosesc câteva bucățele din aceste culori pe care le am. Bineînțeles că ața asta de șnur, cred că se mai spune șnur, o puteți găsi în magazinele de construcție, fiindcă foarte multe fete mă întreabă. Această ață cred că este cea mai ieftină și cea mai accesibilă pentru toate fetele. Bineînțeles, instrumentul de topit ceară și de data aceasta o să utilizez complet altă ștampilă. Deci, pentru invitația dată, o să utilizez această ștampilă cu What Love. Se potrivește foarte, mie îmi place extrem de mult cum se primește anume cu culorile roșii, cu culorile roze. O să vedeți deja cum va fi la final. Bineînțeles că o să adaug și niște părți minuscule de această imitație de aur și deja ce ține de materiale, ca de obicei, cute, riglă, tot ce vă trebuiește. Eu deja acuși o să mă apuc de decupat. Cred că dacă ați urmărit restul două videouri, ați văzut cum am decupat și deja ce înălțime am ales pentru aceste invitații, dar cred că o să repet și în acest video. Așa, fetele care n-au urmărit restul videouri, bineînțeles că vă invit să le vizionați, o să vedeți cum puteți să îmbogățiți o invitație prin mai multe moduri. Așa, o să vă puteți juca cu accesoriile. Eu bineînțeles că foaia mea nu a fost imprimată așa, eu ca de obicei lucrez cu foaia A4, precum vedeți și această foaie velum am imprimat-o pe A4 și deja acest text a fost imprimat tot pe A4, numai că eu mi-am decupat o parte. Bineînțeles că eu mereu imprim două texte pe o foaie A4, așa mi este mai comod și bineînțeles economisesc foarte multă foaie. Și deci, dragile mele, eu am găsit cel mai lung vers, de la el o să las 4 mm și deja de la acest punct în măsor iese 14 întreg și 7, tot aici plasez al doilea punct, deja de la litera A tot fac 4 mm, mă uit cât rămâne de la punct până la margine, se primește un întreg și 3. Îmi fac aici un punct. Deja ce ține de aici de jos, eu din timp mi-am ales mărimile. Va fi 4 întreg și 2. Și de sus voi lăsa 3 întreg și 6. Eu mă orientez după aceste litere care sunt drepte și îmi fac ceva notițe cu creionul. Vreau să vă atenționez, ce ține de înălțime, invitația este de 18 întreg și 6 și ce ține de lățime este de 13 întreg și 4. Deja ce ține de înălțime, lățime, puteți să le schimbați, nu este o problemă, fiindcă foarte multe fete mă întreabă pentru ce înălțime eu optez. Eu pot să optez, de exemplu, chiar să o fac și așa înaltă, de lungă, adică de 21 de centimetri și deja ce ține de lățime, mă uit deja după înălțime. Dar în principiu eu fac și de 17 centimetri și de 18 și de
19. Deja vă uitați după ce model doriți să faceți. Poate doriți să faceți ceva mai îngust. De exemplu, dacă eu fac undeva să fie înalt de, adică înălțime de 20 de centimetri, adică pot să o fac mai îngust și așa forma se schimbă radical. Dar deja când invitațiile sunt pătrate, bineînțeles că și aranjarea textului merge altfel. Eu mi-am decupat foaia, am trecut cu acest instrument pentru a nivela colțurile, adică părțile laterale, și deja iau această foaie velum. Puteți să o luați o riglă, eu îmi iau acest instrument ca să ridic părțile, ca să le pliez înăuntru. Mie mi-este cu mult mai comod cu acest instrument, el nu zgârie foaia. Și deja fix așa fac și cu partea opusă. Deja, precum vedeți, această foaie velum se intersectează foarte mult una peste alta și deja eu îmi decupez câte un centimetru de la fiecare margine pentru a obține un efect mai frumos când o să decupez, când o să plasez stampila. Eu între timp îmi plasez lumânarea să se topească ceara, așa o să fac. O să fie și ceara gata și deja invitația gata și pentru această ștampilă o să aleg o bilă roză, una roșie și bineînțeles una roză mai deschis și de ce nu, dar să punem și una albă. Eu în principiu pun 3 jumate, 3 pot să pun, dar de data aceasta am pus 4 ca să se primească o ștampilă foarte bogată. Deci eu mi-am însemnat cu creionul, decupez bineînțeles înainte de creion, chiar dacă ați decupat după, vă săruiți urmele de creion să le ștergeți, fiindcă pe această foaie velum se vede foarte bine petele, urmele rămase de creion. Și bineînțeles, precum vedeți, această foaie velum este foarte mare sus și jos și eu îmi decupez părțile astea care nu mai am nevoie. Iată, așa. Eu o să fac ca această foaie din stânga să vină peste această foaie din dreapta. Până la noi se topește ceara. Eu o să iau această ață care am arătat-o la început, o să iau capătul și o să învârtez de 3 ori, iese. Iau așa un capăt mai lung, iese 1, 2, 3 și decupez. Și deci mă uit acest capăt la ață să fie în partea aceasta și acelalt îl dau tot aici sus, fiindcă ca să fac un bant la aceeași înălțime. Precum vedeți, ațele merg una după alta și în spate puțin merg una peste alta, dar asta nu este o problemă. Și aici fac un bant, nu la mijloc, îl deplasez puțin de la mijloc, de la intersecția foilor. Și fac un bant clasic, nimic complicat. Iată, așa, îl strâng bine. Și decupez părțile care, capetele care sunt în plus. Dacă doriți să deplasați puțin acest band, bineînțeles, în sus, în jos, se deplasează cu ușurință. Și deja acest band. Eu între timp aștept să se topească ceara. Adăugăm părțile noastre, aceste foi de aur, că în principiu sunt niște foi care sunt lipite una de alta. Deja eu am plasat aurul ăsta aici, dar înainte de asta a stat și în acest container. Precum vedeți, mi-au mai rămas niște resturi de aceste foițe. Cred că o să le adaug pe acesta. Dar las să se topească ceara, după care le adaug deasupra. Ca dacă mă gândeam să le adaug în proces, dar după asta cred că aceste foiți o să intre printre aceste, precum vedeți,
aceste pastiluțe se topesc și dacă adăugam aurul acesta, foițele acestea de aur, mă gândeam că ele o să intre și să se topească înăuntru și nu o să rămână la suprafață. Dar eu aștept aceste ștampile să se topească, după care adaug foițele astea deasupra. Deci, dragile mele, ceara s-a topit, uitați-vă ce amestec frumos și acum o să destup cutiuța mea magică cu aceste foițe de aur. Și o să pun câteva bucățele deasupra. Special am dat camera mai aproape ca să vedeți. Sper să se focuseze. Și eu le placez așa deasupra. Câteva, nu multe, deja în dependență. Acest aur, în principiu, foițele acestea de aur, o să mă stăru să vă las linkul, că le-am cumpărat de pe AliExpress, sunt foarte ieftine și, da, în schimb, dau un efect foarte, foarte frumos. Și de aici, dragile mele, eu o să torn, cred că o să dau camera mai aproape. Iată așa, cred că va fi super, așa o să vedeți și voi cum se toarnă această ceară. O să mă stărui foile este de aur să le torn deasupra, să cadă deasupra la această ceară. Și așa, cu mișcări, încerc. Eu torn această ceară. Deci, iată, așa. Îmi iau ștampiluța, mă uit să fie white love corect. Și apăs foarte, foarte bine. Precum vedeți, aici sunt și ețele astea. Trebuie să apăs mai bine ca să se contopească ceara cu oțele și, bineînțeles, las să se întărească și acum vă arăt rezultatul. Deci, dragile mele, ceara s-a întărit și uitați-vă ce minunăție de ștampilă s-a primit. Eu, cum știți, fetele care mă urmăresc în timp și fetele care o să dorească să se aboneze, bineînțeles, dragile mele, nu uitați să vă abonați. O să observe că eu mereu când fac ștampile optez pentru amestecuri, fiindcă numai din amestecuri eu îmi obțin niște ștampile individuale și fiecare ștampilă are ceva frumos, ceva unic. Precum vedeți, foile acestea de aur au ieșit la suprafață, care s-au băgat înăuntru. De asta și nu am vrut să le pun deodată în timpul topirii, m-am sărut să le pun după ce s-a topit. Și precum vedeți, aici a căzut o foiță de aur care îi dă un efect așa mai bogat. Și uitați-vă, dragile mele, ce frumusețe s-a primit. Bineînțeles, acum vă le arăt pe toate care le-am creat. Și iată toate frumusețele mele, numai uitați-vă, dragile mele, ce de minunate s-au primit și chiar nu regret deloc că am optat pentru amestecul la aceste ștampile. Precum vedeți, fiecare ștampilă s-a primit extrem, extrem de frumos. Precum vedeți, am presurat niște petale de bujor, precum pe foaia aceasta velum avem acest motiv de bujor, s-a combinat foarte perfect și în timpul ăsta am mai făcut și niște poze frumoase. Bineînțeles că vă invit și pe profilul meu de Instagram, acolo o să găsiți mai multe poze, mai multe videouri mici, o să mă stăru să placez și procesuri mai detaliate, cum au fost create, cum am turnat această ștampilă și uitați-vă, dragile mele, chiar ce de frumoase s-au primit, un rezultat foarte frumos, știu că fetelor o să le placă, fiindcă este un model foarte gingaș, foarte, foarte ușor la creat. Precum ați văzut, nu am utilizat materiale foarte, foarte scumpe, nu am utilizat tehnici foarte, foarte complicate. Este foarte ușor, foarte rapid și putem să-i spunem că este un model de invitație care va fi îndrăgit chiar de multe mirese. Eu sper asta. Precum ați văzut, eu am utilizat același text, aceeași foaie velum, același motivul ăsta frumos de bujor și la final obținem așa minunății de invitație. Eu, dragile mele, vă mulțumesc că sunteți cu mine. Bineînțeles, nu uitați să vă abonați, să dați like la acest video, să lăsați un comentariu. Doar așa vom crește împreună și ne vom
vom fi din ce în ce mai multe și așa o să putem să ne dezvoltăm meseria noastră, o să putem să ne dezvoltăm lucrurile create manual. Precum știți, lucrurile create manual sunt cele mai frumoase și eu, dragile mele, cum spun eu de obicei, vă mulțumesc mult, vă invit și pe canalul meu, pe profilul meu de Instagram, acolo o să vedeți mai multe video, cum am spus anterior. Eu vă mai mulțumesc încă o dată pentru toate comentariile lăsate, pentru toate fetele care s-au abonat și chiar vreau să le spun bun venit pe canalul meu de YouTube, chiar și pe profilul meu de Instagram. Și de dragile mele, cum am spus anterior, nu uitați să vă abonați. Eu vă mai mulțumesc încă o dată pentru că vă abonați cu drag și cu mult drag, bineînțeles că ne vedem data viitoare pentru noi modele de invitații și pentru noi frumuseți care le vom crea împreună.